Federația Moldovenească de Fotbal continuă maratonul de donație a echipamentului sportiv instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, care au întrunit toate condițiile și au aplicat la proiectul FMF Fotbal în școli. În cel mai recent caz, FMF a distribuit echipamentul sportiv pentru clasa a 5-a, specializată de fotbal de la liceul Hiperion. 26 de elevi au primit echipamentul sportiv, care include două tricouri, pantaloni, pantaloni scurți, veste de ploaie, jambier, rucsac și scurte de iarnă. Azi în dar am primit multă bunătate, am primit costumuri pentru clasa noastră mai specială și am primit multe cuvinte de bunătate și dorință. De mulți... Noi astăzi am primit niște forme pentru a juca fotbal și ne-a dezvoltat talentul și am obținut cuvinte de mulțumire din faptul că am venit în această clasă. Fotbalul este sportul rege și de când a apărut la noi gazonul ăsta artificial, sincer, nu avem o pauză sau ceva ca copiii să nu alerge pe stadion. Sincer, acum 50% la noi și fete și băieți joacă fotbal. Să știți că am mare onoare de a fi în parteneriat cu Federația de Fotbal de acum al doilea an consecutiv. Avem două clase de fotbal, clasa 6-a care a fost deschisă, clasa care a fost deschisă anul trecut, deci în 2022-2023, și clasa care este astăzi în teren, clasa 5-a. Este o onoare să am un parteneriat cu Asociația de Fotbal, Federația de Fotbal din Republica Moldova, deoarece anume acest parteneriat de fapt ne-a făcut să avem astăzi și acest teren sportiv, fiindcă de acolo s-a pornit ideea. Astăzi suntem la liceul Hiperion din municipiul Chișinău, unde 26 de elevi și-au primit echipamentul sportiv. Acești elevi au fost selectați în luna lui august pentru a fi parte a clasei specializate și antrenorul le poartă grijă. Totodată vreau să menționez că ei au 10 ore de fotbal săptămânal în fiecare dimineață și acum în spatele nostru este un antrenament pe care îl practică copiii. Vă reamintim că de la începutul anului școlar 2023-2024, alte 4 clase de fotbal au primit echipamentul de sport. La moment sunt create 36 de clase specializate de fotbal în 21 instituții de învățământ din Republica Moldova. Fiecare clasă specializată are minim 10 ore de fotbal săptămânal la disciplina fotbal. Crearea sistemului educațional de fotbal este una dintre prioritățile FMF pentru următorii ani, iar deviza noii strategii de dezvoltare a Federației Moldovenești de Fotbal este accentul pe copii.